Creatoarea de modă Sonia Trifan se pregătește de vacanță și ca în fiecare an vrea ca buzele ei să fie cât mai pline, așa că vizita la medicul estetician este obligatorie înainte de concediu. Are grijă însă unde merge și ce fel de substanțe și injectează în buze. În trecut însă chiar și ea a făcut greșeli pe care acum le regretă. Am prietene care cumpără acidul hialuronic din surse absolut nesigure și merg la un medic estetician să-l injecteze. Bineînțeles că costul este este diferența foarte mare, adică undeva un sfert dintr-un preț întreg, deci este incredibil de mare diferența. Bineînțeles, mie în general îmi este foarte frică de produsele care nu sunt atestate și care nu le găsești într-un cabinet al medicului. Și eu am făcut prostioare în trecut când mergeam la un medic care avea foarte mare faimă în momentul respectiv, dar el poate profesional nu era atât de bun. Dar în timp de câțiva ani îmi aleg foarte bine medicul estetician. Medicul estetician Dan Stana avertizează asupra pericolului reprezentat de substanțele cumpărate la întâmplare, pe care apoi vi le injectați în buze sau în riduri. Sunt produse, cred că poate în 80% din cazuri pot da reacții adverse, chiar cu mari complicații, adică să ajungi la intervenții chirurgicale prin care să scoți substanța afară pentru că dau reacții inflamatorii sau infecții locale. Motiv pentru care, bine, atunci dacă îți permiți să faci, cumpăr un produs de calitate și interesează-te despre produsul respectiv dacă este de calitate. Numai în Europa, în clipa de față, sunt undeva spre 200 de produse de acid hialuronic. Și din astea trebuie să știi că medicul respectiv va lucra cu un produs de ani de zile și că acel produs într-adevăr are acel rezultat garantat de firma producătoare. Nu te bucura la un discount de 10-15% sau găsești undeva cu 15% mai ieftin pentru că poate fi ceva de o calitate mai... Să vezi produsul, să-l vezi că e desfăcut în fața ta. Deci astea sunt lucruri care sunt foarte, foarte importante. Dacă însă vă faceți intervenția cu acid hialuronic la medicul estetician cu substanțe de calitate, aceasta nu doare, iar efectul este spectaculos și de durată. Se poate fără durere, este minunat să vii, să pleci cu niște buze superbe, fără să simți zero durere. Trebuie să știți însă că nu oricine va arăta bine cu acid hialuronic. Persoanele cu buze foarte subțiri nu ar trebui să apeleze la acid hialuronic. Dacă sunteți norocoase și puteți face o astfel de intervenție, programați-o înainte cu câteva zile de plecare în vacanță, mai ales dacă vă expuneți la soare.